Bună ziua! Ce faci, Dănuț? Beau cafea. Mă duc la motorul, noi doi. Opa, da, opa. Ne-a vietat și ne-a mărit. Da? Nu mai bun niciun. Tot ce bun. Nemișu, ăsta, dumneavoastră, e supărat. Tot cu Nemișu. De ce e supărat? Nu mai e rinit. Ce faci tu această lumină? Și tu începe. Tăiem această lubeniță. Deci. Știi cum zice Nando? Nu zice lubeniță. Zice Arăți. Harbuz. Lumina, pune cubulețe pătrate de lubeniță, pune pepene în ală. Pune fructe, pune banane, pune mere, pune... De unde? Din lipsă. Pentru maică-ta, că maică-ta e la dietă. Da. Salată de fructe. M-am convins. Mai ales tu. E la dietă. Pune acolo de toate, pune lubeniță, pune pepene, pune banane, mere. Mă duc în grădină. Mă duc să culeg. Nu, pune o bucată de carne, o înșurată. A fumat, nu așa. Da. Salată de fructe cu ciolan. Du-te culege din grădină, portocale, mere. Avem de toate aici. Piersici, ce nu avem noi aici? Avem. A, uite piciorul ăsta. Ce fac cu ăsta? Să-l mănânc. Porc. Porc. Ia porcule! Ce e ăsta, Igri Bediș? Da? Ce e ăsta? E în turcă. Care vrei să mănânc? Na, la fel. Ce e ăla ce? Igri Bediș e ăsta. În ce limbă? Ia zi că tu știi. Ce? Ce limbă e asta? Chineză. Germană, ce e asta? Neamii și știe. Te-a zis că te iubește în direct, pe bun. Păi nu pe mine, piciorul la porc. În ce limbă, Neamișu? În germană. Germană, eu tine mi și știe și germană. Piciorul la porc. Ia uite-ți, prieteni, aici curățăm dozatorul. I-am făcut-o de calcifiere de aia. De calcar. Ii. Trebuia cubuleți. Aia e cubulețe. Așa nu se mănâncă. Mm-mm. Tot acolo ajung. Rămâne în gât. Dar nu e așa rece cum ai zis. Hai să iau și eu tricoul ăsta la aeroport. Nu știu ce s-a întâmplat. Iau și eu tricoul ăsta pe mine la aeroport de 3 zile și 3 nopți. Eu mă faci de râs atât. Nu. Nu mai avem alt. Prieteni, eu nu mai am mașină de spălat. Trebuia să o spui și pe asta. Fiecare din ce-l doare. Noi spunem tot la prieteni. Nu mai am mașină de spălat. Trebuie să-mi cumpăr alta. Da. Poate îți donează un prieten cu mașină. Dacă aveți vreo mașină de spălat și nu vă mai trebuie, dați-o afară, aruncați-o pe balcon, că vin eu să iau. Păi să știi că la mână am spălat. De nu-ți încarcă vlogul. Mâine ce facem, Neamișule? Mâine ce? Miercuri. Nu, e mâine. Așa credeam și eu că e miercuri, mă duceam la dinți. Să ne post. Unde te duceai la dentiți? Ține post. Ține post. Mă, dar prea mult. Să ne ajută Dumnezeu și mai. A intrat... Postul de stămărie, nu? Da. Nu, mă, merg, vreau și vine la răzutile. Lăsați-l pe Neamișu, nu mai... Pe Neamișu nu este fiul. Păi a zis... Neamișu e un om care nu face el de-astea. A zis-o ce m-a durut pe jumătate. A zis. Nu duce vorba în pană, nu duce vorbe. Nu, 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 atunci. La mine. A zis că Neamișu e cu treaba lui, e de treaba lui mare. Și nu, nu, nu facem noi de astea. Ce să, ce vorbim, ce vorbim să ne jucăm. Nu ne trebuie nimic. Nici o vorbă de la nimeni.
Iar e cald. Ei. Mi-a zis tantinuța că vineri avem 40 de grade. Să vedem unde ne ascundem în casă. 40 de grade, luăm foc. Da, 40 de grade a zis. Bagă un congelator acum așa, tăiată. Serios, așa a zis tantinuța că a văzut la, la radio, a auzit. E mai dulce ca asta. Ba da, e bună asta. Asta nu ce faci, azi. Dănut? În cală cu vlogul. Și brățarea aia, aia e comestibilă? Ia-o. Vrei? Vrei? Nu mănâncă acum, mai trebuie. Am revenit cu tata Max aici și a luat tricoul de 3 zile, parcă ai zis, dar de 2. De 3 zile și 3 nopți. Ce faci mama acolo? Adă-mi de 3 zile. Tu mai râzi de mine? Dă-i drumul, ia, dă-i drumul la asta, că nu mai pot, e prea cald aici, nu mai știu. Măi, în vineri murim de cald, canipul mare. Dă-i drumul, eu nici de aia să mai stau la soare, un pic. Te ustură pielea după. Păi mă ustură, dar vreau să mai stau ca să, acum se prinde. Mă doare spatele rău de tot, nu știu de ce, dar am tăiat iarba asta atunci și nu mai pot, mă doare șalele de, nu mai pot. Eu am probleme cu poloana, am poloana strâmba. Au. Păi ce faci, nu o bagi în frigider? Dacă... Păi și asta? Dacă câmpeana nu-mi trage și mie pe spate. Dracu, mie și mături. Îmi trage cu mătura? Păi de ce? De ce să fac? Ha? Păi să fac pe spate. Frigirea-i bine și te trăgea pe piesă. Nu mai voi tăi. Eu o să mă tragi pe mine cu creme, cu dalea, cu... Te trag pe tine! Cu detergent, cu creme, cu apă tare, cu șampoan... Auzi, apă tare, vezi? Cu apă tare, cu untură, să mă tragi pe mine ca un bebeluș. Da, săracu de tine. Că de ce? Da. De ce nu mă tragi? Așa. Ce trebuie? Păi unul ai și tu, unul. De unde ești și tu ca unul? Opa! Unul ai și tu. De unde ești tu? Poate mai am 3-4. Un bărbățel ai. De unde ești tu? Mai am 3-4. Da? Olele! Păi tu ai fani. Olele! Păi ce ai făcut? Păi ce am văzut și eu la alță. Ia unde ești cu toată aia. Ia. Dar știi că acum tot funii scrie pe tine. Știu. Da, da, uite. Da. Uite cât calcare e. Tot funic. Nu se vede. Auzi tot funic. Tot funic. Să știi că mai am 3-4 bărbați. Da, direct. Da. Păi stai să vă număr. Păi ai ce ai? Păi eu nu bărbați, bărbați, stai, mi-am ieșit 1, Dănuț 2, David 3 și cu tine 4 am. A, ai întors acum. Da. Mi-am ieșit. Da, cât bărbați am în curte. A zis doamnă să-mi întorc. Da. Ia mai ziua dată, top? Cum? Ia zi. Tom Funic. A spus acum pe prima pagină sunt. Mai e altul ăla, șata de la Strehaia. Nu, șata de la Strehaia nu pune așa rele. Dar bine, ne fac reclame. Da, dar e unul care are treabă cu mine. Cine? Dedul m-a romanesc, pen. Cu coaca n-ai de bala în goșorul, că n-am ajutat cu viață. Sau? Cudu. Cuco, prietenul. Da. Că ai gel duma. Cuco, așa-l bușor, la despoare. Prietenului meu. Da. Lasă pe ăla din Spania. Cu mine are treabă. Lasă pe ăla din Spania. Da. Nu-i mai da valoare, mamă. Mie nu-ți dau valoare la berbetei. Berbetei. Dau valoare eu la berbetei. Ca ăia. La berbetei. Da. Ăla vorbește să nu ne asom. Gata, facem consul. N-am ieșit, faci și tu consul. Dar la Dumnezeu să cazi tu din mâinile mele. Să cazi? Să vezi, da. Să cazi. Iar chiar succes cu toate timpul și timpul. Să cadă mâinile, dar să nu cazi din mâinile. Să cadă mâinile mele. A, așa da. Da. Eu nu te fac pe asta, mă. Te fac. Pe el e baronă că bal. Pe el vare sos. Da, de că mi-e vare sos, ai baronă că bal. Calea, calea. Romanie, că o l-o romp. Daptul că mi-e bregilea, jucă-l cu viacul. Daptul că mi-e mare sos, adică s-o lăstrui. Și mama, soluția specială, am dat-o. Așunean, jucăriță cu viacul. Da. Da, mai râde, mai glumim. Cojac.
Da, da, Megle și Dicleana, n-au de lumea patute. Da. Dar și pe naime, ce mândru românisile les. Da, de... Dicrem la cai mare asta, da, la asta cai mare. Bașavela. Bașavela, băcșele de jucă. Și Dicleana, ce românisile les. Mândru, băi, cu acea urmă, sunt un român mândru. Meriti l-am dat cu ce? Podea. Ah, meriti l-am. Botau-o pe Nelcadea, da. Ai podea să ai mila mâine. Până mai letu mă mă rajuvlea ta, că l-am mai imetirea ta. Dar n-ai o ghilă. Ghilă sunt cu acea de valoare, bate-ne în sfânt. Da. Dar e dată ghilă și nu au acea de dumă pe mâine. Mergle. Hai gata. Mergle că sunt rom, am arăs ta. Păi din coate că sunt rom. Da. Românește, auzi, prieteni, scrie aici în chat. Nebunule! Scrie, prieteni, în chat. Păi, da, românești. Da. Ia să vorbim și românește, de pe mine. Nu mai gata, lasă. Nebunule! Să vin să-ți dau alifie permanentă făcută de Câmpeana, un frata. Să-ți dau eu cu alifie. Au special pentru tine. Auzi și special. Avem o bastano, domnișorul, gata. Lasă, Câmpeană, că n-ai văzut, a fost și el la mare cu soția lui, în Spania, acolo. Mă, nu mai vorbiți de el, îi dați valoare acum, gata. Nu, nu, stai, spun și eu două vorbe de el. Să nu mai pronunțe, că el tot timpul pronunță Câmpeană de fiecare dată, de aproape un an de zile. Și nu știu de ce... Nu sărim pe nimeni, că vai, ne gândim că l-a pus cineva. Da, noi nu sărim. Nu, dar... Să ia el de Câmpeana mea. Păi eu, nici eu nu mă iau bre, că și tu ai o nevastă așa de frumoasă, dar am văzut-o la mare atunci. Eu mă întreb, mie-mi place de ea. Auzi, bre, eu mă mic că stă femeia cu tine, că e frumoasă, rău, și să uită la tine. Nu, mie-mi place de nevastă sa. Păi da, păi de asta spun, mă mic cum stă cu el. Nu, lasă-l, păi na. Păi spun și eu cum spune el de mine, cum stai cu mine. De asta spun și eu, ce tu nu te-ai prins. Da, cum spune el. Ai grijă, dacă vin prin Spania, poate mă duc și eu fac și eu o baie cu nevasta lui. Uite, bre, cum arată tata la 45 de ani. Nu mai spuneți, mă, așa. Dar chiar e frumoasă femeia. Nu, mai. E frumoasă. Acum, pe fundat, să pun eu, editez clipul ăsta, să pun număr la să fanele puțin acolo. E, San Rom, n-am mai de tu dumă pe mani. Că se păi mai uită un jungalo. Păi nu, nu, stai un pic. Bre, spaniolule, lasă-ne în pace, lasă-mi familia în pace, că nici eu nu vorbesc de tine, de familia ta, mai ales de soția ta, cum vorbești tu de-a mea, da? Vezi, fă-ți vlogurile tale, nimic. Fă-ți vlogurile acolo, live-urile tale, lasă-ne în pace. Eu nu sunt pe nimeni. Că nu pomenesc, n-am treabă. Ce tot spui tu de copilul meu, de copiii mei? E rușine. Adică de ce o judești tu pe copilul meu? O judești tu. De ce? Cum ar fi să vin eu acum și să fac live-uri? Pe vlog. Să apar pe vlog și să te judec eu, familia ta, că e așa, să că te e bagi bună, în seamă. Că e nebună, că nu știu ce. Hai să fim serios. Ce faci? Cui faci consolare? Mă, consolare la soare. Ah. Gata, lasă, stop, lasă. Nu, de Mădălina. Lasă dacă mai aude-o. Nu, de Mădălina, că zice consulare, cum zice. Lasă dacă mai aude-o de două, trei ori, că mai spune de noi, de familia mea. Îi monetizăm canalul, trebuie. Vedem noi, creștem canalul de tot. Îl băgăm undeva pe top 1. Number 1 și cine îmi place și de cine îmi place și om ca lumea și vorbește bunului simț și glume ale e Gogoman. Da. Nu mai spun de nimeni, bă, frate, că știi cum neamul e. Neamul nostru. Nu mai spun de nimeni, absolut de nimeni. Nu mai prefer mai bine să stau singur așa frumos cu familia mea. Nu mă mai interesează de nimeni. Ce bine când e liniște, frumos, stai acasă cu familia ta. Dacă ei așa cred că își ridică canalul de YouTube prin bârfe, prin certuri, prin astea, dacă ei consideră așa că lumea se uită la ei prin bârfe, asta e treaba lor, dar nu cred. Nu cred că toți oamenii nu le place numai certuri și alea. Mai o glumă, o caterincă... Mă, dar canalele astea au fost create să arătăm ce facem noi de zi cu zi, nu ceartă. Păi
E normal. Păi ei au lungit-o acum de lumina. Vezi, Doamne, de ce? Lumina. Într-una, într-una, lumina, lumina. YouTube-ul e chiar pentru ca să influențăm oameni. Păi exact, auzi. Au fost războaie, au fost alea și tot s-au mai oprit războaiele după câteva luni, hai un an de zile. Apoi lumina într-una, cât o să o ducem? Cât s-o ducem? Neamișu, vedeți că aseară va lua locul mama acolo, a stat și ea o oră și ceva acolo. Trebuie să plătească. Trebuie să plătească ceva? Nu? Bine. Ce faci lumina acolo? Mâncare. Ce mâncare? De fasole. Ah. Mami, dar ia puneți-le ceva rece. Brânză, roșie, un pic. Eu am mâncat. Opa, eu nu pot să mănânc. Iar la mama. Opa. La mama am mâncat o ciorbă de... Iar ciorbă de aia ți-a dat. De foi de alea, zi, cum le zice? Zar, frunză de zar. Foi de... De flex, de flex. De flex. De flex, gata. Ciorbă de flex, la ușt-o în fund. Ciorbă de flex, tot în fund. Doamne, păzăși. Da, nu, am mâncat, nu știu, eu le zic ciorbă de coaiele popii. Mă, duce, deci, acum mai zic. Frunzele alea cu coițele. Coițele de popii. Bine, mă duc. Uite, mă duc eu și iau niște frunze. Uite și le mănânci, că ea se spală cu ei. Se spală? Da. Se mănâncă. Nu, se spală la fundulețul ei. Da. E bun, e bun. Ia-o, Stofan, ia-o, Doamne. Gata, prieteni, revenim și pe canalul lui Lumina. Vă pupăm și să aveți o zi cât mai frumos. A, revine ea când vrea și când, dacă o lasă mama și tata. Și eu la fel, eu n-am mai filmat. Aseară poate filmez peste o lună. De ce? Când vrea eu. De la motru în vale să mă... Să se bronzează, bronzeze. Mă bag în amor acolo la ea, bă, verde. Eu și vacile. Gata, vă pupăm. Nu o să povestesc. Am văzut un mesaj la mine. O doamnă. Un mesaj așa de frumos de nu mai puteam, deci... O femeie care chiar a înțeles povestea noastră, problemele, situațiile. Și la mine cred că a lăsat un mesaj foarte deci, mare. Deci, o să citesc pe vlogul meu mesajul ăla, nu știu dacă l-ați văzut. Vă rog, citiți mesajul ăla la mine. Stai că vă spun cum o cheamă pe doamna și sper să vă convingeți o femeie care chiar, care chiar înțelege... O înțelege când se uită la televizoarele noastre. Nu ca unii care vin cu mesaje de alea proaste într-una de luni de zile. Ai terminat, mă, nu mai pot. Adelina, deci uitați-vă la mesajul lui Adelina Conrad. Conrad. Adelina Conrad. Uitați-vă acolo și sper să înțelegeți și voi ăștia care scrieți așa. Și de fiecare dată scrieți acolo care, cel puțin, vă uitați la un film. Când vă duceți la un film, la mall, la cinematograf, vă uitați la un film, vă uitați acolo și degeaba vă uitați și când plecați de la film și vă întreabă unde ai fost la un film, pe ce film a fost, despre ce a fost vorba? Nu știu. Te uiți și nici nu știi despre ce a fost vorba în film. Așa și la noi. Cred că n-ați înțeles nici acum războaiele astea. Așa că uitați-vă ce mesaje a scris femeia asta, care chiar a înțeles și vede și chiar dacă vede, vede și înțelege. Uitați-vă și sper să vă convingă doamna cu mesajul acela. O să o să-l citesc eu pe canalul meu de YouTube. Vă pupăm! La revedere!